Stimați concetățeni, anul acesta, la alegerile locale din 20 octombrie, Vladimir Munteanu a hotărât să candideze independent la postul de primar și consilier al orașului Codru. Fiind susținut și votat, va fi primarul dumneavoastră, dar nu a unui partid politic, reprezentând în continuare interesele și necesitățile dumneavoastră. Fiindu-i încredințate două mandate de primar la alegerile din 2011 și 2015, a reușit cu ajutorul și susținerea dumneavoastră să implementeze un program electoral bine stabilit, prin care a soluționat cele mai stringente necesități ale orașului, precum sunt iluminarea stradală, construcția rețelelor inginerești, amenajarea și instalarea terenurilor de joacă și a celor de fitness, construcția și reparația străzilor, restaurarea bibliotecii, reparația grădiniței, amenajarea și întreținerea parcului din oraș, reconstrucția stadioanelor și multe altele. În acești ani, Vladimir Munteanu a asigurat o bună conducere a primăriei, demonstrând că are capacitatea de a schimba lucrurile spre bine, de a fi alături de dumneavoastră și de a vă ajuta atunci când este nevoie. În calitatea de primar a început multe proiecte care necesită implicarea sa personală, altfel vor fi date uitării. În data de 20 octombrie, la alegerile locale 2019, votați candidatul independent la funcția de primar și consilier al orașului Codru, Vladimir Munteanu, pentru a realiza împreună cele mai necesare obiective, îmbunătățind astfel nivelul și condițiile de trai ale locuitorilor din orașul nostru.